big one. Very nice. Very nice. Striped bass. Congratulations. Are you Chinese? No, I'm Korean. Korean. Good luck. Thank you. Another fish. I think it's very nice. Very, very nice. Am mai prins încă un pește, specialistul nostru din Coreea de Sud. El lucrează la un casino, nu prea vorbește bine englezește, dar se poate înțelege, însă știe să vorbească cu peștii într-o limbă extraordinară. Are și un noroc mare, dar în același timp are și o tehnică foarte bună și nu scapă niciun pește. Let's see this one. You don't mind if I take pictures? It's a bigger one. Very nice. Yeah. What's that hook? I don't remember. I'll show you. Big one. Bad fish. You say catfish? Yeah, you know that. Sorry. Oh no, catfish. Catfish. Yeah. Look at this. Oh, no, look at the stomach. Oh my God, I'm still hungry. Very nice. Channel catfish. Yeah, very nice. Very good. Careful. Peep. Very beautiful. What a big belly. Unbelievable. And still healthy. Well, gentlemen, thank you very much. It was a pleasure to meet you. Good luck. Thank you. S-a lăsat seara, o seară călduroasă, frumoasă, plină de noroc. Am venit aici la stația de curățit peștii pentru ca să curăț cei 5 bași stripers, adică bași cu lungă pe care i-am prins azi. Cum am spus, am avut foarte mare noroc, alții au prins mult mai puțin, deci de data asta eu am fost campion. Mumeala folosită este anchovies, adică niște pești mici marini care se pot cumpăra la magazinele alimentare, unde este o stație din asta care vinde și momeală pentru pescuit. Bineînțeles, mă refer la magazinele care sunt aproape
de lacul Min. Azi am ieșit iar la pescuit, n-am prins niciun bas, am observat că umblă crapii și folosind porumb în cutie, în conservă, am prins acest crab de probabil peste 2 kg, mâna mea e aici. Și trebuie să vă spun că mi-au scăpat 3, am uitat să filmez crapul înainte de a fi curățit, așa că îmi pare rău să vă arăt aceste imagini lugubre. Am niște cuțite foarte bune de filetat și de curățit solzii și totuși m-am chinuit foarte mult cu acest pește și mi-am promis că de acum încolo nu voi mai curăți crape, îi voi fileta. Este prea mult de lucru. Ca să-l curăț am avut nevoie de 45 de minute. Poftă bună! Bună ziua, dragi prieteni, este Vinerea Mare și am venit la lacul Mid, ca în fiecare zi, de fapt, ca să prind niște pești. Mi-am scos echipamentul din mașină, e un loc foarte bun, se poate veni cu mașina până la apă, cu condiția să ai o mașină mai înaltă, cum este jeepul meu. Cele două bețe sunt deja în apă, adică momelele sunt în apă, camera arată spre est, și acum aștept să văd ce se va întâmpla. Folosesc anchovies, adică niște peștișori mici care sunt înghețați. Iar aici jos am echipamentul, vedeți un trepied care de fapt este un shooting stick, adică un suport pentru a trage cu arma. Jeepul meu este deschis, gata să primească mii de pești. Urați-mi noroc! Între timp văd că m-ați ascultat și mi-ați urat noroc și de aceea am prins 2 pești, dintre care unul încă este pe cârlig, tot așa un striper, adică un bas cu dungi. Nu cred că are mai mult de o jumătate de kilogram, se vede mâna mea, însă totuși eu sunt foarte mulțumit. Sper să continui să mai prind câțiva pești până de seară. How many fish do you have there? Just 8. 8? Din cauza sunetului neplăcut de fond pe care bărcile de pe lacul Middle fac, am tăiat sunetul înconjurător și vă arăt aici recordul de 8 pești prinși de acest om care vine destul de des și cu care mă întâlnesc aici la pescuit. Dragi tovarăși, nu fiți triști, încă un pește a fost prins de o familie de mexicani care cred că sunt ilegal aici. În orice caz au avut mare noroc, să știți că în ziua de azi eu nu am prins absolut nimic. Probabil că v-am mai spus că sunt foarte mulți pescari, băți lângă băți, pescar lângă pescar și locul cel mai bun este un singur loc cam de o lățime de vreo 10 metri. E ocupat, așa că i-a trebuit să stau la margine și în consecință nu am prins nimic. Aici domnul acesta se luptă cu încă un bas, a prins destui, nu știu câți a prins, probabil vreo 4 sau 5 deja. Băiatul încearcă să-l ia cu minciocul, abia a reușit să-l ia. Norocoș! Ne apropiem de sfârșitul acestui film pe care l-am făcut în curs de o lună de zile cu diferite ocazii la pescuit. Odată am avut noroc, altădată nu am avut noroc și vreau să termin cu accentul pozitiv și plin de speranțe că în viitor poate totul se va termina cu mai bine. La revedere, mulțumesc!
Encourage. We have a lot to go. All right. Yeah. Good here. Check it out. Dragi prieteni, aceste imagini finale sper că v-au trezit instinctul de pescar și vă îndemn să încercați și voi norocul vostru în apele stătătoare sau curgătoare de lângă voi. Vă doresc mult succes și, bineînțeles, poftă bună să mâncați, să fiți sănătoși după ce ați mâncat peștii care sper să nu fie poluați de la voi. Apele la noi sunt foarte curate și nu există acest pericol. Încă o dată mi-au rămas bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și la revedere!